Vezi bine, nu ești de mine.
deveni onorabila doamnă odaie. Așa că rămâi ca un câine vagabond, fără drepturi de buzoc, să ai și trenuri într-o ladă, dar nu știi de lanț și scaldă. Cu muzicuța ai fost mult mai frumos, din păcate el are probleme foarte serioase materiale și stă într-un loc de unde nu poate ieși. E alarma pusă și dacă iese nu mai poate intra. Stă în cadrul unui liceu, acolo face un atelier. Lucrează la câteva camere acolo pentru un atelier pentru copii, pentru a le preda pictură în mod creativ. Pare foarte rău că nu e aici, că eu pregătisem cu el mai multe cânce și de-aia stau și mă gândesc ce... Ce să zic, cu el era mult mai frumos. Ar fi fost. Mai credeam? Mie vine a compara
cu mâncatul și gândirea curată. Mi-aduc aminte ce spuneam la școală, ochiți convexe, mătușoare. Papa Gali cred că e invidios, fiu mai clar. Sunt mulți, dar e, voi compara și călare și pe jos, măi. Calul, halul și căruța, omul, moda și maimuța. Calul, halul și căruța, omul, moda și maimuța. Să moară și capra ta, ța-ta-ța, căpiță-ța. Te-ai rugat să moară a mea și uite așa pe nemăcate. Rămăsând, băi, tată, necresor, frate, spunați, dragi invitați, spunate, fără cap de gând, fără cap de gând, fără cap de gând, fără cap de gând. Bună seara, sunt Claudia Minela, o iubitoare a poeziei lui Leonard Mandruța. În urmă cu 3 ani l-am descoperit pe unul din site-ul de literare. Când în sfârșit am zis, wow, omul ăsta vrează, omul ăsta știe ce vrea, știe, omul ăsta trebuie citit. În fine, ideea e că m-am ținut după poezia lui cam peste tot, inclusiv la lansările de carte, cele două pe care le-a avut înainte acestea, acolo unde era multă lume, acolo unde am stat la coadă să cumpăr cartea lui Leonard Mandruța și unde am auzit, spunând un tânăr, probabil vrea să impresioneze prietena. Băi, omul ăsta chiar știe să scrie poezia. Wow! Am spus-o și în cronicile mele. Acum aș vrea să citesc o poezie care mi-a tras atenția. Se numește Un cui în care poți atârna toate tablourile. Uneori mi-e teamă că o să ne trezim. Singur. De parcă singurătatea n-ar avea nimic nou. De parcă înăuntru aș avea un animal care se hrănește din mine asemenea unui oglinzi, unde mi se arată tot ce am pierdut în locul chipului. Singurătatea este o fetiță fericită de jucăriile ei și nu pot ajunge la ea. Mă tai pielea, îmi sunt atât de străin încât dacă mă tai la deget, sângele curge într-o culoare necunoscută. Așa e frică. Are frumusețea ei. Părul ei lung cu vârfurile ieșite din ziua de azi, cu rădăcinile dincolo de amintiri. Atât de frumoasă era că atunci când ieșea din casă, cerul se lipea de pământ și rupea fără soartină. Și singurătatea ei eram eu. Uneori ne intreamă de noi înșine. Să nu ne fie. Singurătatea e când îți rupi un picior și cineva te ajută să mergi mai departe, fără să întrebe dacă poți de unul singur. Așa sunt oameni. Te duc înspre moarte, în timp ce-ți șortesc aproape zâmbind. Stai liniștit, va fi bine. Sunt cu treabă acum. Atât de frică să-mi fie. Cu lama de spic o cascadă în două singurătăți, apoi adorm cu ochii deschiși în mine ca și cum aș privi întunericul. Ești singurul doar atunci când vrei să vezi oameni. Din poemul Cântece pentru Giuza, Leonard Mandruța. O strălucire te preface în cenușă, scuzați emoțiile.
I-am spus, dragoste e un depozitor care pregătește piesa vieții. De data asta sângele va fi sânge, iar durerea mai puternică decât uitarea. Dragostea va alerga pe scenă cu picioarele tale. Se va târî pe podea plină de pâine. Rănile îi vor umple trupul, va umbla și va juca teatru cum ar trăi, la fel ca după naștere. Ciuța, dragostea e un spectacol la reprezentanția propriei piese. Va râde, se va isteriza, va lăcrima și va țipa, cu mâinile tremurând va arăta actorii. Va spune, vedeți, eu sunt acela, iar vocea lui, mică, se va pierde în mâinile rampei. Și când vorbele nu vor mai fi ale lui, ci ale actorilor, se va întinde în colța scenei și va muri. Dragostea e un actor care joacă toate rolurile dintr-o piesă, iar în locul iubirii își va juca singurătatea, aspirațiile, temerile, durerea și disperarea. Depozitorul îi va zâmbi nedesușit și va deschide rănile tot mai larg ca niște ferestre care dau spre dragoste. Și dragostea va cădea ca o pană de curent în momentul în care actorul își va spune în ultimele replici, cu grabă, apoi mai încet, încet, mai încet, rar ca niște lovituri înfundate. Într-un piept ce pare că se îndepărtează, iar depozitorul va da foc cortinei decorului, teatrului și va râde sardonic până când flăcările vor mistui tot, actori, suflori, scenă, spectatori. Așa e dragostea aceasta. O strălucire care ar preface cenușă. Mulțumesc, aș vrea să și această carte pe care eu o cunosc din scoarță în scoarță și care a fost prezentată la, pe postul meu de radio. Am făcut seri întregi de poezie cu Leonard Arcuța și Adriana, poeții mei preferați. Și de aici vă voi citi poezia care, așa cum am văzut, o livrează. Se numește Blestemul Curcubeului. Totul se deschide sub talme. Am o forță fabuloasă în mine. Adun tot mai multă viață. Trăiesc într-o secundă cât într-un secol. Și vreau să ard cât mai mult orice. Aș spune, ar face să rușești. Am nevoie de corpul tău. Să-l posez, să-l hrănesc, să-l umplu cu toate culorile. S-a pe noi să ne spele. Mi s-a dat iubirea aceasta să o folosim până plesnesc ceasurile. Merg la fiecare biserică și sparg ca pe o bancă. Împart iubirea ca pe un strigăt de luptă. Toți vor fi pozeleați de acest blestem al curcubeului în fiecare dimineață până la moarte. Îți vei pune cafea, o picătură de sânge și o lapte. Leonard Arcuța, și vinde pentru să-l așteaptă acolo pe care le mulțumesc. Și în încheierea acestei seri îmi va face mare, mare plăcere să vin cu un artist și un prieten drag, Liviu Hoisan, și proiectul său, comandorul Hoisan, care sper să vă facă puțin să vibrați și să se întâlnească muzica de pe tăția, pentru că, în mod normal, cartea mea ajunsă, să zicem, mai la bază, ceva care nu este, dar voi, eu zic că, neavând o după zona asta, îl pot aduce în fața dumneavoastră pe comandorul Hoisan cu proiectul dumneavoastră, care să fie cât de cât apropiat. Vă mulțumesc și dacă mai sunt oameni care doresc cartea cu autograf, am aici standul, mai am câteva cărți. Puține. Și vă mulțumesc pentru participare. O seară frumoasă în continuare. We'll be right back.
la drag mai spun să dai după ce ea merge în continuare. Da, din numai. Să mă rog, tot ce se poate. Thank you.
jurământ de anticrist. Am muncit, am plătit, dar nimic n-a folosit. În lume nu e răsplată, ia dreptate.
avorturi, canalul colector. Ascunce-i far, râde isteric, ferit la carnal!
textele, în general, sunt textele noi. Aici am mai colaborat altă. Capitão!